Bine, v-am regăsit, oameni buni, la o nouă ediție din Secretele Brașovului. Așa cum îi spune și numele și așa cum v-am obișnuit, o să vorbim despre secrete din Brașov, dar nu neapărat pentru că sunt secrete, ci tocmai pentru că vrem să vi le dezvăluim. Și tot așa, mă repet, cum v-am obișnuit, mergem întotdeauna la sursă și de data aceasta o să vedeți că avem oameni care... În studio avem oameni care o să vă spună exact să știm cum stăm cu lucrurile la nivel de infrastructură, la nivel de fonduri europene și mă bucur că am alături de mine astăzi o brașoveancă care acum mai puțin pe la Brașov, că asta e cu serviciu și o salut pe această cale pe doamna Roxana Mânzatu, ministrul fondurilor europene. Bine ați venit la Secretele Brașovului. Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Și la stânga dânsei este domnul Cătălin Bălan, director general în cadrul Autorității de Management pentru Programele Operaționale Infrastructura Mare. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Pe dumneavoastră cred că o să încep cu doamna Roxana Mânzatu, pentru că e așa cumva, la nela locul ei, să o întreb ce faceți la Brașov, că pe Roxana o știe toată lumea că este brașoveancă și nu e, dar știu că acum umblați prin toată țara și sunteți prezentă la multe activități. Sunt între Cluj și Vâlcea. Iată că sunteți cu domnul Cătălin Bălan acum într-o delegație și într-o vizită de lucru. Da, am primit o invitație de a vizita o companie care funcționează la Ghimbav, la Brașov. Este vorba de grupul de companii gestionat de Airbus și de ceea ce am vizitat atât Airbus Helicopters cât și Premium Aerotech, cele două componente ale grupului, pe lângă iară Ghimbav. De ce am ajuns să primim această invitație? Nu pentru că sunt brașoveancă, ci pentru că la nivelul Guvernului României, a Ministerului Fondurilor Europene, noi finanțăm cu bani europeni o parte din dotările pe care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le cumpără pentru salvarea de vieți. În speță vorbim de achiziția de elicoptere în cazul Airbus. Airbus, împreună cu un subcontractant din Germania, va furniza elicoptere, 10 elicoptere ușoare către IGSU. Aceste elicoptere, în valoare de 65 de milioane de euro, vor fi achitate din bani europeni, din programul operațional Infrastructură Mare, program gestionat de colegul meu Cătălin Bălan. Contractul de achiziție a fost semnat în luna iulie între IGSU și Airbus. Acolo am fost prezenți și noi ca finanțatori și astfel am avut primele discuții legate de perspectivele, planurile de investiții și de dezvoltare ale companiei, ale grupului de companii în România, în special la Brașov, la Ghimbav. Am venit astăzi aici nu doar pentru a vizita fabrica, pentru a vedea cum sunt înși organizați, dar mai ales pentru a discuta despre ce planuri de dezvoltare au ei și cum putem să ajutăm cu bani europeni. A fost o discuție foarte aplicată. Am discutat de partea de cercetare, dezvoltare, inovare, de partea de formare, de partea de pregătire de personal, inclusiv în colaborare cu liceele și colegiile tehnice din Brașov, dar și cu Universitatea Transilvania, și am discutat despre cum să sprijinim, inclusiv în ceea ce înseamnă dezvoltarea companiei pentru a putea furniza, pentru a putea dezvolta aici, în România, primul elicopter 100% românesc. Deci a fost o discuție și despre producție, și despre cercetare, și despre calificare, resurse umane. Pe toate cele trei componente, evident, există linii de finanțare din fonduri europene. Există o nevoie clară de a investi în România. Noi credem că e bine ca și minister să discutăm atât cu instituțiile responsabile de a acoperi aceste nevoi, dar și cu furnizorilor, cu constructorilor, pentru că este o dezvoltare economică pe orizontală. Banii europeni nu ajung doar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. E bine să înțelegem că, uite, mai departe ajung la companii care lucrează în România, creează locuri de muncă în România, care se pot dezvolta datorită faptului că au de lucru aici. Și cam în felul acesta a fost discuția și vizita noastră la Airbus astăzi. Domnul Cătălin Bălan nu este brașovean, dar pe de altă parte sunt convins că nu e prima oară în Brașov. Nu vă întreb dacă v-a plăcut, că trebuie să vă placă, nu aveți cum. Întotdeauna mi-a plăcut și azi chiar și mai mult, am descoperit noi valențe ale Brașovului. Aici am vrut să ajung, exact. Vis-a-vis de valențe și, bineînțeles, de legătura pe care o aveți cu sectorul dumneavoastră. Aș menționa, pentru început, faptul că am fost impresionat în urma vizitei de astăzi, mai ales o chestiune care m-a frapat, dar în modul plăcut, de faptul că de foarte mult în discuția cu gazdele noastre de la Airbus a intervenit cuvântul excelență, raportat la calitatea resurselor umane pe care le-au identificat în zonă și la calitatea sistemului de învățământ pe care și ei și-l doresc să-l dezvolte. Și, practic, astăzi e un punct extrem de important pentru noi și un punct foarte pentru Brașov, care
corobora cu celelalte date pe care le-am primit astăzi, ne face să credem că există premizile unui hub regional aerian la nivelul Brașovului. Sigur, e nevoie de multe investiții în continuare. Aeroportul Brașov este o prioritate și doamna ministru a făcut cu prisosință cunoscut acest lucru și în continuare o depune toate demersurile ca acest aeroport să se încheie și să se finanțeze cu fonduri europene. Avem și un plan de acțiune în acest sens, am putea să menționăm. Mai departe, am stabilit un calendar de întâlniri cu, aș putea să spun și mi-ar plăcea să spun pentru viitor, partenerii noștri de la Airbus. Le-am prezentat orizontul aplicației de finanțare ce urmează să fie depusă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și care probabil că va avea valoare undeva la 600 de milioane de euro și va interveni pe cele trei sectoare, naval, terestru și aerian. O parte însemnată va fi dedicată sectorului aerian și de aici rezultând și un nivel de cerere care le-a permis celor la Airbus să considere că există viitor în continuare pentru industria aeronautică la nivelul Brașovului. Și pentru că ați pomenit de program și de viitor, haideți să nu vreau să ne reîntoarcem la prezent după aceea, să vorbim un pic despre infrastructură și ceea ce avem în jurul Brașovului acum. Dar dau din casă și vorbeam înainte de emisiune vis-a-vis de ce aveți pe viitor, ce vă propuneți, tocmai ca să sprijiniți. Da, am venit cu o misiune astăzi aici și am provocat pe cei de la Airbus, dar am descoperit că ei au răspuns pozitiv. Vom avea în ceea ce înseamnă finanțarea europeană 2021-2027 propusă pentru România o sumă consistentă pe zona de cercetare, dezvoltare, inovare, competitivitate. Aici vorbim de construcție de centre de cercetare, de dezvoltare tehnologică aplicate în economie și aici vorbim de dorința noastră ca și agenții economici să se implice în astfel de proiecte, pentru că pot face construcții, dotări, toată partea de funcționare și apoi pot să aplice în business ceea ce cercetează în parteneria cu universitățile, evident. Și astăzi am propus celor de la Airbus să ne uităm în această direcție, să facem poate și un workshop în această direcție. Noi ne dorim ca minister să avem un portofoliu de proiecte potențiale cu care să absorbim acești bani. Pe zona de competitivitate, cercetare, vom avea minim 6 miliarde de euro și ne-am dorit să se ducă către economie și am spus celor de la Airbus că dacă tot discutăm de excelență, ne dorim aici locuri de muncă înalt calificate, bine plătite. E bine că astăzi ei acoperă cam 1300-1400 de locuri de muncă. O parte sunt în engineering, în inginerie, dar ne-am dorit să creăm la Brașov astfel de infrastructuri de cercetare și astfel de locuri de muncă care să atragă profesioniști cu talent, bine plătiți, nu doar din Brașov, din toată România. Până la urmă, un proiect important pentru întreaga țară, pentru că Brașov are tradiție în aeronautică, poate deveni un pol de competitivitate și o industrie competitivă reprezentativă pentru întreaga țară. Și în acest sens i-am invitat să discutăm despre ce planuri au ei pe zona de cercetare, să le spunem că îi putem ajuta cu bani europeni. Și ne-au spus că au astfel de, urmează să ne și vedem în octombrie, au astfel de planuri de dezvoltare și de asemenea le-am spus că îi putem ajuta și pe partea de parteneriate de practică între dânsii și ca angajatori și unitățile de învățământ din Brașov, colegii tehnice, universitate, avem finanțări din programul operațional Capital Uman, unele active și astăzi, cam 100 de milioane de euro, tocmai pentru organizarea acestor parteneriate de practică, sistemul de informare reciproc, angajator, școală, dotarea de laboratoare și ateliere școlare, plata tuturor costurilor cu stagiile la filialele grupului din afara țării sau plata tutorilor, mentorilor în timpul stagiului de la compania din țară. Deci sunt multe costuri pe care le putem acoperi din bani europeni. Dar să știți că ce m-a impresionat este că poate nu nevoia de fonduri este cea care este cea mai acută la angajator de talia Airbus, sigur poate fi și aceasta la investiții mari, e nevoia de a valida până la urmă planurile dânșilor de dezvoltare, de a avea un partener și o garanție și din partea statului și a guvernului și a autorităților locale, a comunității, că maniera în care ei vor să se dezvolte este în concordanță cu ceea ce vrea și statul respectiv și comunitatea respectivă de la acea industrie. Cumva le-am spus că și prezența noastră astăzi, ca și autoritate centrală în domeniul finanțării cu bani europeni, este un semnal. Ne dorim să finanțăm competitivitatea în anumite domenii economice, zona de industrie aeronautice, zona industriei aeronautice, clar că este un domeniu în care România poate face excelență, are tradiție, are resurse umane. Ne dorim să dezvoltăm noi produse, noi tehnologii aici la Brașov, nu doar în Germania, nu doar în Franța, cum se întâmplă acum.
Evident că este o provocare, sunt pași de parcurs, dar dacă reușim să facem acești pași cu talentul pe care România îl are și în zona de IT și în toată zona aceasta de învățământ superior, cred că putem să câștigăm foarte mult investind în cercetarea din industria aeronautică. Și am găsit un partener cu capabilitate, cu dorință de a dezvolta astfel de infrastructuri pe zona de cercetare. Ne-am uitat astăzi vizitând fabrica și la materialele și componentele pe care le folosesc. Evident, sunt rețete proprii în care inovează în continuu pentru a fi competitiv și eficient în activitatea lor și le-am spus că banii europeni sunt tocmai o cale pentru ca ei în România să dezvolte noi tehnologii, noi produse mai bune, mai ieftine, mai ușoare anumite materiale, ceea ce îi poate ajuta pe ei să se dezvolte ca și companie, doar că ne-am dorit să o facă în România, evident aici la Brașov, la Gimbav. Și cred că a fost o discuție, un început de discuție care se va concretiza. Aș vrea să extrapolăm un pic acum, tocmai pentru că e și colegul dumneavoastră aici și aș vrea să mergem puțin în zona proiectelor mari. Eu și vă știu de mulți ani de zile, ați fost și legată de fondurile europene și de proiecte și de tot ce înseamnă asta. Cred că ne cunoaștem de ani de zile și tot acolo ați activat, până ați ajuns acum în minister și ați ajuns ministru. Și așa că eu cred că aveți un overview destul de bun asupra ceea ce se întâmplă la nivel de proiecte. Și aș vrea așa să încercăm, mai ales pentru faptul că acum ați mers mult prin țară și ați mers în multe zone, care e de fapt realitatea? Încerc să aflu care e realitatea și nu numai eu, cred că în general oamenii încearcă să află care e realitatea vis-a-vis și de infrastructură și de proiecte mari. Se vorbește și nu cred că este o zonă legată de un anume an sau un anume ministru. Vorbim de 30 de ani de aici, prin care România a trecut și în care nu reușim să facem autostradă București-Brașov, nu reușim să legăm anumite lucruri. Nu sunt proiecte, de fapt, că de aici am vrut să extrapolăm, nu sunt proiecte, merg prea încet. Care e relația sau ce se întâmplă în practică în zona asta infrastructură? Că de plâns, clar ne plângem toți, indiferent cine e la guvernare, indiferent cine ce cum e, ajungem în același punct. Astăzi, principala problemă cu care se confruntă constructorii cu care ne întâlnim, fie că e vorba de proiecte de apă, apă uzată, rețeaua feroviară din partea de vest a țării, partea de drumuri, principala problemă este criza forței de muncă. Poate în ultimii ani o altă problemă invocată des a fost aceasta a contestațiilor la licitații. În alte proiecte, calitatea documentelor pregătite, calitatea studiilor legate de teren, topografice, geotehnice, întotdeauna există locuri în care putem găsi explicația pentru care din grabă, de multe ori, am ajuns totuși să avem întârzieri atât de mari la unele proiecte de infrastructură. Cele mai multe detalii le pot da beneficiarii noștri. Noi suntem banca, noi suntem finanțatorii. Dăm asistență tehnică, dăm experți și cât putem ajutăm acești beneficiari ai noștri care fac drumuri, CNAIR-ul, care construiesc metrou, Metrorex-ul, care încep acum și lucrează tot mai bine și la rețeaua feroviară după ani și ani de întârzieri, vorbim de CFR. Pe noi ne interesează și pe mine că sunt responsabilă cu fondurile europene să avem cheltuială exact, ca să putem face rambursare. Practic, da. Ieri m-am întâlnit cu constructorii care lucrează pe cel mai mare proiect european de investiții în zona feroviară, de la kilometrul, de la frontieră de la Curtici până la Simeria. Sunt câteva tronsoane care sunt acum în șantier. Constructorii au venit ieri la discuții cu noi și asta le-am și spus și lor și celor de la CFR. Șantierul a început anul acesta să meargă bine, produc facturi, produc cheltuială. Vreau mai mult de la ei, pentru că oricum au fost niște întârzieri de circa 2-3 ani, care sunt ani pierduți. Asta este maniera în care discut și punem problema noi astăzi. Pe proiectele care sunt în derulare, vrem să urgentăm, vrem să accelerăm, în condiții de legalitate, evident. Așa mi-e de... sau nu-mi vine să pun foarte mult accent pe vină sau pe motivele pentru care proiectele sunt întârziate. Ceea ce fac astăzi, cum face cred că și ministrul Cook, este să încerc să merg la toate proiectele aflate în implementare, așa fac și colegii mei de la POIM, și să încercăm să urgentăm, să accelerăm și de asemenea pe zona legislativă să vedem dacă putem modifica legislația și pe zona noastră de reguli și proceduri, să fim cât mai flexibili, o facem în zona proiectelor de apă, apă uzată. Sunt multe care ar fi de spus,
dar încercăm să fim rapizi și absorpția se face într-un interval de 7 plus 3 ani. Din nefericire lucrăm contra timp și astăzi, cum am lucrat dintotdeauna. Ce trebuie să știm este că, uite, în județul Brașov avem câteva proiecte importante în zona de rutier, finanțate din POIM. Avem acest tronson, acest capăt de autostradă Râșnov-Cristian, unde e vizibil cu ochiul liber, șantierul avansează foarte mulțumitor, se vede și în plăți. Începe încet, încet să recupereze și constructorul de la DN73, un drum care și pentru mine a reprezentat și reprezintă un coșmar, dar avem și acolo tot bani europeni în joc. Chiar săptămâna viitoare urmează să mergem acolo să vedem cum evoluează lucrurile. Sunt, iată, și exemple de proiecte care încep să se miște. Eu îmi doresc ca pe programul operațional Infrastructură Mare să putem să ajungem să decontăm în județul Brașov și o bună parte din investițiile la aeroport, ce s-a făcut, ce urmează să se facă, să privim pozitiv. Altfel, cum se mișcă șantierele, putem vedea chiar din activitatea ministrului Cuc, care e prezent mai ales pe tronsoane de autostradă din Transilvania. Ieri m-am întâlnit și cu constructorul podului de la Brăila, recent aprobat de Comisia Europeană, o investiție foarte mare și care va fi chiar un simbolic flagship, spun cei de la Comisia Europeană. Constructorul, de asemenea, acolo lucrează foarte bine și ne așteptăm să ne aducă facturi și plăți și să termine poate chiar mai repede de începutul 2022 cu mare termen. Încercăm să ne uităm la partea pozitivă și lucrăm cu experți tehnici, cu ajutor din partea experților tehnici, lucrăm cu beneficiarii noștri pentru a ajuta să pregătească noi proiecte, să le pregătim mai bine, să avem grijă mai ales la studiile care se referă la calitatea terenului, la biodiversitate, ca să nu mai ajungem la spețe în care construim tunele pentru uși de 300 de milioane de euro, care valorează mai mult decât un tronson de autostradă. Da. Da. Știți ce? Acum, ca idee, de multe ori noi ajungem să fim mai critici decât, pentru că dau un exemplu, da, despre care chiar m-am documentat și am citit. Există un aeroport, apropo de aeroport, unul din ultimele făcute la un moment dat în Germania, vorbim de un aeroport în Germania, care nu e funcțional nici astăzi și care, probabil că știți despre ce vorbesc, un aeroport care a fost făcut cu ani în urmă, care acum deja este expirat, în sensul că e deja uzat cumva moral, deși n-a apărut. Exact. Apropo de asta, deci, probabil că știți despre ce vorbesc și atunci vreau să merg către dumneavoastră ca să vă întreb că de multe ori partea asta de critică, da, la care în ultima perioadă noi am devenit puțin specialiști, așa, nu știu cât ajută și vreau să vă întreb pe dumneavoastră exact, bun, de ce vă loviți de multe ori zilnic în partea asta? Și ce nu vă ajută, de fapt? Adică ce v-ar ajuta mai mult din punctul ăsta de vedere? Nu știu, ca mass media să fie mult mai transparentă, să fie mai aproape de ceea ce faceți sau de la dumneavoastră să vină cumva în sensul ăsta. Nu știu dacă e bine să dau un exemplu concret, dar de exemplu, o să-l dau totuși, pentru proiectul de salubritate dintr-un oraș mai mare, capitala țării București, de 170 de milioane de euro. Acest proiect presupune un incinerator de deșeuri, care a trebuit să rezolve problema pentru întreg București, plus o bună parte din județul Ilfov. Se circulă în mass media informații conform cărea incineratoarele de deșeuri sunt un lucru extraordinar de nociv și că nici nu a trebuit să se afle în oraș. Vreau să vă spun că la ultima întâlnire de săptămâna trecută cu reprezentanții Comisiei au fost întrebați în mod direct de către sectoarele care au dubii cu privire la incinerator dacă Comisia consideră că această tehnologie este ecologică și este sau nu este periculoasă pentru cetățeni. Și li s-a spus cu subiect și predicat că această tehnologie este folosită peste tot în Europa. S-a dat și exemplu Germania, unde sunt 82 de incineratoare. Cu toate acestea, în continuare, identificăm informații care duc către ideea că acest proiect nu ar trebui realizat, în condiții în care nu există un plan de backup pentru București și în condiții în care, pentru perioada următoare de programare, nu vor mai exista bani nici pentru incineratoare, nici pentru gropi de gunoi. Da. De asta v-am întrebat. De ce? Pentru că cred că se confruntă așa pot spațiul public, proiecte. Se confruntă cu așa ceva. Eu încerc, și poate o să reușesc, poate nu, asta nu știu, să arăt un pic altfel activitatea pe zona de fonduri europene, nu doar a acestui minister, a instituțiilor care gestionează bani europeni, că se discută în zona de presă, mai ales presă națională, doar în termen de rata absorbției. Și atât.
Și apoi se inoculează ideea, nu s-a întâmplat nimic cu bani europeni, pierdem bani europeni, este un dezastru. Au mai fost de-a lungul anilor discuțiile astea. Ori noi întotdeauna, până la urmă, am reușit să absorbim, sigur, nu 100%, dar ne-am dus la un 90%, adică lucrurile au fost în regulă până la final. De ce să pierdem încrederea într-o zonă în care finanțăm proiecte de dezvoltare a României? N-aș putea să înțeleg. Noi încercăm și eu încerc să arăt acum proiectele de infrastructură, dar și cele de capital uman și sociale și pe sănătate, în care investim bani europeni, care sunt în derulare, să arăt care este parcursul lor, în ce stadiu sunt, câți bani sunt în feroviar, în sănătate, în infrastructură, în deșeuri, în rețele de apă uzată, să înțeleagă omul că așa cum este când construiești o casă sau crești un copil, la fel și aceste proiecte au ritmul lor de creștere, de dezvoltare, dar asta nu înseamnă că nu iau bani europeni sau că nu facem lucruri. Încerc să fiu onestă și sinceră și este o abordare care cred că e foarte, foarte dorită de român, mai multă onestitate legată de problemele și lipsurile pe care le avem. Da, recunoaștem unde am avut probleme, avem întârzieri, unde nu avem soluția imediată, deci fără a face niciodată laudație faptului că avem proiecte. Bun, unele sunt întârziate, dar se întâmplă. Banii se absorb într-un anumit ritm. E nevoie întotdeauna să înțelegem că pentru a absorbi bani pe proiecte de infrastructură mare nu ține de ministru sau de directorul sau de funcționărimea din minister. Ține de o mulțime de alți factori, inclusiv de beneficiar, care este o altă instituție, angajații de acolo, constructori, proiectanți, primari sau alte entități care avizează, autorizează, dau certificate de urbanism pe traseu. Sunt o mulțime de entități și care pot bloca sau accelera un proiect mare de infrastructură, de-aia se cheamă management de proiect, de-aia este o știință oarecum complexă, că lucrez cu atâția factori, lucrez într-un grafic de timp și într-un buget și orice întârziere și orice lipsă de colaborare îți impactează tot parcursul. Și atunci trebuie să înțelegem că, dincolo de a vedea lipsurile și blocajele, trebuie mai degrabă să urmărim să finalizăm proiectele, să pornim altele, să ne vedem interesul și maniera asta pozitivă să arătăm ce se întâmplă la noi în țară. Când toate țările europene, care majoritatea au mult mai multă vechime în Uniunea Europeană, inclusiv în a folosi bani europeni, sunt blocaje, sunt lipsuri. Important este că nimeni nu s-a oprit vreodată sau nu s-a autosabotat în a susține interesul de a atrage mai mulți bani europeni, de a negocia mai mulți bani europeni. Ori eu de fiecare dată spun așa, dacă vreau mai mulți bani pe sănătate, pentru viitoarea programare, trebuie să arăt că cele trei spitale regionale merg înainte, accelerat și le trimit la comisie și dau drumul la licitații. Și facem asta în toamna aceasta, în luna aceasta, septembrie și octombrie, cu Iași, Cluj, Craiova la început de noiembrie. Pentru ca să pot cere mai mulți bani pe sănătate așa cum îmi doresc. La fel, dacă vreau bani pe zona de infrastructură rutieră și feroviară, ca să pot negocia mai mulți bani, dar nu o să mă apuc să dau în presă sau să arăt cât de prost se descurcă România la aceste proiecte. Că atunci vine și comisia și zice, păi nu se mai dau pentru asta. De ce să-ți dau? Că uite, la tine în toată presa scrie că nu te descurci, să iei banii ăștia. Tot e și o negociere politică, tot este și imagine. Și cum ne proiectăm noi realizările sau întârzierile, le exacerbăm sau le minimizăm. Eu încerc să arăt care sunt investițiile, cine participă la ele, în ce stadiu suntem, cum lucrăm ca să atragem banii europeni și în spate, ceea ce poate nu se vede, cu deschidere și colaborare să facem această muncă de echipă, că absorpția banilor europeni este o muncă de echipă, o muncă de țară, este un subiect transversal. Aproape nu e domeniul în care să nu investim bani europeni. Eu, ca ministru, nici n-ar trebui să vorbesc singură despre proiecte europene pe niciun domeniu. Lângă mine mereu trebuie să stea titularul. Că degeaba vorbesc eu de faptul că finanțăm în sănătate 800 de milioane de lei, UPU-ș. Lângă mine e și ministrul sănătății, care vorbește mai cu îndreptare despre acest subiect. Pe transporturi, deci noi suntem ministerul care până la urmă colaborează ca și Ministerul Finanțelor cu oameni din toate domeniile și ne dorim să-i sprijinim, să-i ajutăm, să ne ajute să aducem banii europeni acasă. Cum a fost și vizita asta de astăzi la o mare companie, un mare investitor la Airbus. Din perspectiva aceasta am venit, pentru că indirect sunt un furnizor important pentru sistemul de urgență din România, dar și o importantă perspectivă pe zona de competitivitate economică a acestei țări. Și în ultimele 3 minute aș vrea, dacă puteți, să comentați acest aspect, adică ceea ce simt eu ca și, nu știu, om de presă și care e implicat și în proiecte de genul acesta, cel puțin ceea ce văd eu este următorul fapt. Banii sunt, ceea ce nu înțelege cea mai multă parte a lumii este că banii există, adică exact cum spuneți dumneavoastră. Nu, banii au lipsa banilor, n-a întârziat niciun proiect. Nu banii sunt o problemă, așa este. Exact.
Problema este ăla, cel care finalizează proiectul, cel care recepționează beneficiarul, acolo de fapt e problema și cred că asta este ceea ce nu poate să conceapă omul de rând, sau cel puțin ăsta e feeling-ul meu, asta este ceea ce simt eu. Și atunci unde ar trebui, adică unde ar trebui poate ajustat, e clar că acolo trebuie lucrat. Încrederea care... trebuie construită. Eu de ce vorbesc atât de mult de proiecte care au avut deja finalitate? Vorbesc atât de mult despre startup-uri. Vorbesc despre ele pentru că sunt firme care există, cu locuri de muncă, au ajuns la mulți oameni, un program foarte democratic pe care l-am finanțat și din fonduri europene și atunci deja este un fel de ambasador al faptului că banii europeni ajung, creează valoare în economie și atunci le explic și că în infrastructură durează mai mult. Dar s-au întâmplat lucruri. Avem plaje extinse cu bani europeni pe care astăzi se întâmplă, mă rog, activitatea estivală. Și continuăm. Și continuăm să extindem plajele cu 200 și ceva de hectare. Încercăm să arătăm ceea ce s-a întâmplat. S-au reabilitat obiective de patrimoniu senzaționale. Mănăstiri și monumente, obiective de cult din Moldova până în sudul țării. Poate nu știm de multe ori când le vedem că s-au pus în valoare și nu știm că sunt bani europeni acolo și de multe ori nu știm câți ani s-a lucrat la acel proiect. Că eu asta încerc să creăm, un pic de încredere, mai ales în partea instituțiilor care colaborează la succesul unui proiect, chiar dacă este un blocaj, hai să facem tot posibilul să-l depășim, că la final tot îl vom construi, îl vom finaliza. Ideal ar fi să putem să negociem mai mulți bani arătând că lucrăm bine pe aceste proiecte. Nu să arătăm cât de rău lucrăm pe aceste proiecte, pentru că tot e o negociere între statele membre, această politică de coeziune finanțată cu bani europeni e și așa pusă la grea încercare, iar noi ca țară trebuie să fim extrem de puternic ancorați în această misiune a noastră de a convinge partenerii europeni că avem nevoie de mai mulți bani, că putem să-i cheltuim și că o facem pentru proiecte necesare și viabile. Cam asta e. Așa să fie. Domnule Cătălin Bălan, doamna Roxana Mânzatu, eu vă mulțumesc mult pentru prezența la Secretele Brașovului. Sunt convins că ceea ce a spus dumneavoastră nu sunt neapărat niște secrete, dar în condițiile în care există, mesajul nu este transmis corect sau nu este preluat corect sau este deformat, că de multe ori se întâmplă și așa, lucrurile astea care sunt simple până la urmă pot deveni secrete pentru multă lume. Secrete știute de toată lumea. Exact. Sau uitate de toată lumea. Mulțumesc pentru... Mulțumim. Și mult succes. Asta e important. Mulțumim și mulțumim pentru suportul pe care ni-l oferiți, măcar și prin această emisiune. Mulțumim mult. Cu plăcere. Oameni buni, atâta pentru prima parte la Secretele Brașovului. Luăm o scurtă pauză și ne revedem.